Mă, te-ai zgârcită și n-ai bani de joacă? G2A te rezolvă de îndată. Zapie pe Twitch. Hristos fericit, Paște a înviat! Bine ați venit, troați nimerit, la un nou videoclip. Vă rog eu frumos, nu băgați în seamă mușuroiul de furniș din cap. După câteva săptămâni de nepostat pe platforma asta mirobolantă, na, că am înviat și eu. Am un nou. Ne place YouTube 2020. Sărbătorile pascale. Cea mai sărbătoare la tăți gopnicii este europeni. Cum să nu iubești ritualurile medievale, Mortal Kombat 1v1 cu ouă roșii, iepurașii de ciocolată de la magazinul din colțul străzii, pălincă preparate din organe de miel, timp cu familia, mersul la stropit. Asta cu stropitul practic e că te duci la toate femeile de la tine de pe stradă sau din sat de unde ești tu și le dai cu parfum sau cu, mă rog, cu spray axe, cu ce-ți miroase ție frumos prin casă. Am un nou, eu nu știu dacă la voi se practică chestia asta, dar în Târgu Murac e în floare. Puteți să-mi scrieți în comentarii dacă și la voi există chestia asta sau alte tradiții de-astea regionale de Paște. Pur și simplu mirific oameni buni. Însă mai presus de toate astea... urările de Paște, oameni buni! Fie ca bucuria învierii Domnului să vă aducă în suflet liniște și pace și fericirea de a petrece aceste clipe magice cu cei dragi. Hristos a înviat, mama soarelui, câte template-uri de SMS-uri pe aici. Comand și SMS-uri de dragoste, SMS-uri zile de naștere, SMS-uri de anul nou, tu l-ai, Doamne Dumnezeule. Amu, haideți să vedem cum iurează boomerii noștri un Paște a înviat corect pe internet, bineînțeles. Înviat nu e Hristos. Și înviat e Hristos. Adevărați filozofi este românii noștri. Ce Aristotel, ce Socrate, dă luminița din Plopen, ați auzit? Doamne ferește ce incult sunteți, ce Dumnezeu vă învață la școală? Hal Domnului, așa este, Hristos s-a înviat. Vă dați seama că s-a înviat singur, că doar n-avea în party un priest de level 120 sau ceva de genul să-i dea resurrect. Trebuie și Hristos ăsta să descurce cu ce-a avut. Ioi, o postare la pizdu Resistance, așa-mi plac astea, foaa. Cine crede că Hristos a înviat, scrie amin. Cum am mai zis? Iubesc postările de genul ăsta, oameni buni. Nu, numai așa putem să ne dăm seama cine e creștin adevărat, că dacă nu comentezi amin la o asemenea postare, înseamnă că ești un rocker satanist. Aie, tovarăș. Chiar îți curioz dacă o scris creștinii noștri amin la postarea asta, ia să vedem. Adevărat că a înviat, amin. Adevărat a învoat, Dumnezeu să vă audă. Amin. Adevărat că a înviat. Ce pula mea de emoji ăsta, coaie. Oh, nu. Bă, deci nu pot să cred că e așa ceva permis pe Facebook. Cum, Dumnezeu? Mă zuc. Rezolvă-ți platforma în pula mea. Doamne ferește. Fetelor, dacă sunteți cuminți, trec și pe la voi. Rușine și păcat ponegriți zilele sfinte ale Paștelui. Prost e purașul dobitoc. Dacă îți place să o faci la toate trei gurița care le ai, ești super de super puncte puncte. Mâncați ai ouăle nesimțitule. Hristos a înviat o săptămână luminată. Paște fericit plin de lumină în suflet. De unde eu? Stai un pic mă, care-i șpilul cu chestiile astea? Peste tot văd poze din astea. Asta e ceva filtru? Asta e ceva filtru, e pe Facebook sau efectiv își editează boomerii ăștia? Cum mă, că ei nu știu să folosească tehnologia, despre ce vorbim noi aici? Oh, maica lui Dumnezeu, te pup cu mare drag, Mirela, și tu ești o domniță drăguță și scumpă, Paște fericit, scumpa mea Mirela. Mirela, vezi că ți-a lăsat mesaj, femeie scumpă, ai drăguța. Apreciez doar doamnele care mă apreciază, vă pup cu mare drag și vă urez Paște fericit și aștept ceri de pretenie. Ai de capul meu. Mă, oameni buni, eu de fiecare dată când analizez puțin celelalte colțișoruri ale internetului, ajung să filmez videoclipul, ajung la finalul videoclipului și încep să mă întreb, bă, dar de ce? Bă, acesta a fost un clip scurt, dar să știți că mărimea nu contează, că videoclipul ăsta a fost destul de jucăuș, părerea mea. Cam astea au fost urările.
Eu sper că v-am adus lumina Paștelui în casă, chiar dacă a fost ilegal să mergeți la biserică să vă luați lumină, dar acum asta este, cu toții o să avem de suferit când o să ajungem la judecata de apoi, pentru că nu ne-am dus la slujba de înviere pentru un singur an în toată existența noastră, ca să nu murim de o epidemie. Vă aștept și în această seară la ora 7 pe Twitch, acolo fac live stream-uri, aveți link-ul acolo atașat în descriere dacă vreți să veniți. Și nu uitați, până data viitoare, oameni buni, stați acasă, feriți-vă de COVID-19 și uitați-vă la Aneta 3. Wow, exact asta am să și fac. Mulțumesc frumos. Sănătate numai bune și nu uitați să luați un Sfântul Graal. No. Servus, Toc.